Vrei să devii inginer? M-au întrebat foarte multe persoane în rubrica de comentarii: ce studiam, dacă a fost greu la facultate, ce se studiază în facultate, dacă mi-a plăcut matematica, dacă am avut note bune la școală, dacă a fost greu examenul final. Am citit inclusiv că eu sunt motivul pentru care mulți vor să devină inginer sau să se angajeze în domeniul auto, așa că m-am gândit să fac un videoclip despre acest subiect, ce e necesar sau de ce e nevoie ca să devii inginer, ce trebuie să studiezi și la ce să te aștepți când vei deveni inginer. Pot să spun din experiență că nu e totul atât de roz pe cât pare, nici în facultate, nici după ce termin facultatea și ca să devii un adevărat inginer, trebuie să ai ceva ani de experiență și să lucrezi în domeniu. Sunt foarte mulți oameni care devin ingineri, își iau diploma de ingineri, doar trăim în România, totul este posibil, termin cu o notă foarte mică sau nu te apasiona subiectul sau nu ai învățat nimic, devii inginer, dar lucrezi în alt domeniu și atunci ești inginer fix degeaba. Hey Siri, what is an engineer? Engineers, as practitioners of engineering, are professionals who invent, design, analyze, build, and test machines, systems, structures, and materials to fulfill objectives and requirements while considering the limitations imposed by practicality, regulation, safety, and cost. Mm -hmm. Cu alte cuvinte, un inginer trebuie să vină mereu cu o soluție la o problemă sau o provocare nouă. De ce e nevoie ca să devii un inginer bun? Ingineria are foarte multe ramuri, iar prima condiție ca să fii inginer este să știi foarte bine matematică. Să-ți placă. Mie mi-a plăcut matematica extraordinar de mult, am participat și la concursuri, m-ați întrebat în rubrica de comentarii dacă am avut note bune la școală. Da, am avut note bune și foarte bune la fizică, la matematică, la examenul de bacalaureat am dat MT1, am fost profil de mate info, am avut 9.50 și am făcut o greșeală pe care mai mult a fost din neatenție, am citit întrebarea pe DOS. Când e o matrice inversabilă, eu am, eu am citit când o matrice nu e inversabilă era ceva scurt de 5 puncte sau 0,5 puncte și am dat răspunsul pe DOS. Eu am citit. Eu am înțeles când o matrice nu e inversabilă și am dat răspunsul repede, crezând că e bine și era exact opusul. Că altfel ar fi luat 100. Iar la fizică, eu am dat mecanică și termodinamică, am luat 9,80 la bac și aceste două medii mi-au fost de folos la admitere. Eu când am avut admiterea, a fost 60% media de la bac și 40% media de la bac de la matematică sau fizică. Și eu am folosit media de la fizică pentru că era mai mare decât cea de la matematică. Și așa am intrat al treilea pe facultate cu 9 și 11, la facultatea de inginerie mecanică, specialitatea autovehicule rutiere în limba engleză sau Automotive Engineering. La vremea respectivă era singura clasă de autovehicule rutiere în limba engleză din România, acum au apărut și la alte facultăți și, repet, trebuie să îți placă foarte mult matematica. Eu știam ceea ce vreau să fac încă din clasa 7. -a. adică știam, vreau să învăț matematică, fizică, vreau să devin un inginer. Punct. Am studiat cam ce pot să fac, unde pot să lucrez, toate aceste aspecte. Făcând un liceu de mate info, m-am gândit să merg și pe partea de IT, doar că mi-am dat seama că este mult prea, nu boring, ai mereu o provocare și acolo. Respect munca celor care lucrează în IT, sunt oameni foarte inteligenți, au răbdare, își sacrifică sănătatea, stau numai pe scaun și datorită lor noi evoluăm cu tehnologia. De numai totul pe bază de programare acum. Respect enorm oamenii care lucrează în IT. Eu nu aș putea să o fac. Cam ce se învață în facultatea pe care eu am absolvit-o? <trui> Primii doi ani de zile faci algebra, geometrie descriptivă, desen tehnic, desen tehnic 2, care este pe calculator, în autocad, fizică, toate capitolele, analiză matematică, nu mai țin minte ce am făcut în anul tăi. mă rog, totul pe bază de matematică, fizică, geometrie și cam atâtica. În anul 2 am făcut uh, mecanica fluidelor, tot pe bază de fizică, o materie foarte frumoasă. Am făcut uh, matematici speciale, pf, foarte avansat, de cel mai, o matematică la cel mai avansat nivel, nu știu la ce aș putea folosi tot ce am învățat acolo nici nu prea mai știu foarte bine. Derivate pe volum, triple, duble, în sfârșit. Planul anul 2 am început cu materiile specifice nișei adică de autovehicule, de automobiliști. Am început cu dinamica autovehiculelor. Multe vi le-am prezentat pe tablă și o să vă mai prezint foarte multe. De aderență, de stabilitate, de rulare, de diverse lucruri care se întâmplă la toate autoturismele care se află în mișcare pe stradă, materie foarte frumoasă, dinamică 1, dinamică 2, CCA, calculul și construcția autovehiculului. Luăm cam fiecare subansamblu în parte, din păcate pe mașini puțin mai vechi. Noi am făcut în facultate la Dacia 1310 și la Dacia Logan. Era orice, la orice era exemplu pe Dacia 1310 și pe Dacia Logan. Și din păcate noi am folosit niște cărți mai vechi, pe care învățam și bineînțeles că erau paragrafe care mă cam deprimau numai când le citeam. Noi fiind în 2014-2015 la vremea respectivă, era un paragraf care suna așa. Toate mașinile au patru trepte, rar 5. <cute> pe cuvântul tău. Și alea cu 8 trepte, cum mai sunt? Ele automate. Ce am mai făcut noi? Cum spuneam, calculul și construcția autovehiculului Despre ambreiaj, despre cutii de viteze, despre direcție Despre sistemul de frânare, despre sistemul de suspensie despre brațe, despre tipuri de brațe, despre o grămadă de lucruri destul de avansate. O să vă mai prezint din ele pe tablă, cum pot să înțeleagă toată lumea. Nu o să intru în detalii cu formule, nici eu nu le mai știu pe toate pentru că să fim serioși, nu le folosim în viața de zi cu zi. Dar ce-am învățat și ce folositor o să încerc să vă mai arăt la tablă. Am făcut educație fizică, am uitat să specific. Am făcut studii economice, mă rog, vreo două materii, economie aplicată, chimie am făcut la chimia 10, chimie pe care am făcut-o și în clasa 9 și a 10 -a. chimia anorganică, cu elemente, cu reacții, cu valențe, mi-a plăcut partea aia chimiei și în anul 4 am făcut uh, procese și caracteristici, PCMAI, procese și caracteristici la motoarele cu ardere internă. CCMI, construcția și calculul motorului cu ardere internă, am mai făcut proiectare, am făcut OME, organe de mașini, două semestre, am mai făcut o materie care se numea STM, nu mai știu care era abrevierea, știința materialelor, ceva de genul ăsta, pentru aliaje, fier carbon, în orice caz. Multe materii, multe de umplutură, multe interesante, profesori buni, profesori este lor, mi-ar fi rușine să mă numesc profesor în locul unora care încă sunt profesori. Bineînțeles că acum o să mă întrebați, eu sunt varză la matematică, ce pot să fac? Dragul meu prieten, dacă vrei ceva cu adevărat, n-ai decât să muncești. Chiar dacă ești bătă la matematică, o e de la... dai înapoi, clasa 3, 5, 7, 8, 9, 12... Te apuci și lucrezi. Eu în liceu lucram un caiet la o săptămână, maxim două. Un caiet la două săptămâni la școală și un caiet la două săptămâni ce lucram eu suplimentar plus meditații. Dacă vrei să înveți matematică, se poate învăța. Lasă jocurile, lasă prostiile. crede dacă vrei să înveți, în șase luni devii as. Nu trebuie să fii cel mai inteligent om din lume ca să înțelegi matematica, trebuie doar să exersezi. Exercițiul este mai important decât a fi extraordinar de inteligent. Câteodată degeaba ești foarte inteligent pentru că Contează mai mult să lucrezi și să fii ambițios decât să te naști cu o clipire pe care nu o exploatezi. Poți să înveți matematică dacă vrei cu adevărat, iar fizica este foarte entertaining, e foarte plăcută. Nu știu de ce multora nu vă place, pentru că e atât de, de funny. Da, într-adevăr, să stai cu manual în față, să calculezi, poate plictisitor. Sunt demonstrații live pe YouTube. 3, 2, 1, 0. tot felul de experimente care sunt interesante, chiar nu știu de ce n-ar fi cineva atras de fizică. Dacă îți place matematica, este imposibil să nu-ți placă și fizica, pentru că se leagă una de cealaltă. Hai să rezumăm, că poate ne-am ne, -am, ne -am întins cam mult cu video asta. Ideea e că dacă vrei să ajungi inginer, trebuie să înveți matematică, trebuie să înveți fizică, trebuie să fii dedicat, nu este ușor. Eu în facultate nu am fost la chefuri, am stat să învăț, nu am avut restanțe, am avut bursă, am fost curios, am făcut practică, nu chiuli, lasă bețivanii, lasă chefurile, într-adevăr ești în facultate, ești student, vrei să cunoști oameni noi, vrei să socializezi, vrei să te distrezi, ești tânăr, dar e foarte important să-ți vezi de, de, cursuri, să fii prezent, te duci, înveți, ai nevoie, de, ai nevoie de o oră, două pe zi, să te uiți un pic peste cursuri, să asimilezi ce ai făcut în ziua respectivă. Și sunt mulți care învățau doar în sesiune, dar, din păcate, nu sunt niște ingineri străluciți, cei care fac așa, niște oameni, în general, care sunt superficiali. Și, bineînțeles, când termin, eu când am terminat facultatea, m-am angajat la reprezentanță, în prima zi am răsturnat, am răsturnat de trei ori scule. <cute> Și femeia de serviciu râdea de mine. Inginer. Da? La început e greu. La început orice ai face este greu. Ideea e când în facultatea și devii inginer, îți cauți de lucru în domeniu, ideea este să lucrezi în domeniu. Pentru că mulți fac greșeala, terminați facultatea de inginerie mecanică, sunt inginer auto, te aștept să te angajeze cineva să-ți dea 1000 de euro salariu, net, te înșeli. O să pornești cu minim pe economie. Așa am pornit și eu. Ideea este să te angajezi în domeniu ca să capeți experiență. Pe măsură ce capeți experiență, începi să faci legătura între ce ai învățat la facultate cu ce se întâmplă în lumea reală, cu experiența. Și în momentul în care ai 2, 3, 4 ani experiență, da, atunci poți să începi să tu să ai pretenții la un angajator, la o companie multinațională. Atunci poți să-i zici, bă, prietene, nu știu cum să spun, eu știu tot ce mișc aici, m-ați cursat, am învățat 25 de ani, vreau salariu 1000 de euro. Sau, mă rog, dat un exemplu. Când ești începător sau junior sau când abia ai terminat, nu poți să emiti pretenții. Poți doar să zici mersi, unei firme care este dispusă să încerce să te angajeze. Nu contează câți bani îți dă. Ar trebui să dai tu bani firmei să te angajeze și să te învețe, că tu nu știi nimic practic. Tu știi doar așa, ca ai vers pe pereți câteva detalii, câteva noțiuni teoretice care te ajută, dar tu nu știi să faci nimic. Ei îți fac training, ei te ajută, ei te cursează, ei te instruiesc, ei îți dau de lucru și după 2-3 ani, când tu le aduci lor value, valoare, când tu le ești lor de folos, ei bine, abia atunci poți să ai pretenții. Am N colegi și cunoștințe care au terminat facultatea, nu neapărat în domeniul auto, care s-au angajat în domeniu și după 3-4 ani au salarii bune, chiar foarte bune. Și asta nu se oprește aici, poți să faci atât de multe lucruri ca inginer, domeniul este destul de vast și nu uita, totul este posibil dacă îți dorești cu adevărat. O să vă fac un video special de Crăciun, vă promit, în care o să vă povestesc prin câte, prin câte dificultăți am trecut, câte palme mi-am luat, câte piedici mi-au fost puse, de toată lumea am lucrat foarte mult, nu am pierdut timpul în cluburi, am învățat, am meditat, nu m-a învățat nimeni, n-am făcut o școală de itare video, n-am făcut o școală decât de inginer, m-a pasionat IT-ul, tech-ul, am vrut să fac ceva să îmbin tehnologia cu și internetul cu domeniul auto, în care, de care sunt foarte pasionat. Și am găsit YouTube-ul. Și mai multe detalii o să vă dau de crăciun, pe 25. Dacă aveți și alte întrebări legate de acest domeniu, avem o rubrică de comentarii mai jos. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.